După efectuarea primei operații artroscopice la Spitalul Municipal Câmpina, în unitatea sanitară a avut loc o nouă intervenție chirurgicală în premieră. În prim plan a fost tot secția de chirurgie ortopedică. După ce anunțam prima intervenție artroscopică, iată că s-a trecut și la protezarea de șold în echipa noastră și vinerea trecută a avut loc prima intervenție de protezare. A fost o proteză de o manieră mai simplă, care se preta cazului respectiv, iar acum se pregătește un pacient care va avea o proteză totală de șold. Acest tip de intervenție chirurgicală are loc îndeoseb la persoanele de vârsta a doua, atunci când articulațiile încep să cauzeze probleme foarte mari, cum ar fi artroza de șold. Practic, tehnica despre care vorbim se referă la înlocuirea articulației șoldului la persoanele care ajung la grade înalte de artroză de șold, cu imposibilitatea deplasării și cu dureri foarte mari. Se înlocuiește articulația șoldului, se scoate pur și simplu articulația existentă și se înlocuiește cu o piesă tehnologic compatibilă cu organismul și rezultatele pe termen lung trebuie să fie foarte bine, ceea ce sperăm să se întâmple și pentru pacienții noștri. Intervenția chirurgicală a fost efectuată de medicii ortopezi Andrei Repede și Constantin Papahagi.